Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta, întrebarea biblică în șirul celor de până acum, aproape de 30, tu ești sau să așteptăm pe altul? Citim de la capitolul 7, versetele de la 18 la 23. Luca 7, 18 la 23. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și a trimis la Iisus să-l întrebe: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit, orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Mulțumesc pentru efortul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Reocupați-vă locurile. În această frumoasă seară de duminică, undeva la un moment din viața noastră suntem aici împreună să sărbătorim, să celebrăm prezența Domnului și gloria mântuirii Lui între noi, a Harului Său Sfânt. Ne-am închinat prin cântare, prin rugăciune, ne-am bucurat împărtășia frățească, am avut sentimentul acesta al apartenenței la familia lui Dumnezeu. Ce trist este să nu se fi întâmplat asta cu cineva. Și acum suntem aproape de timpul pe care îl dedicăm pentru predică, pentru învățătură. Suntem bucuroși să fim cu fiecare dintre dumneavoastră, frați, surori care sunteți în sanctuar, dar și cu cei care sunt frații, surorile sau prietenii noștri pe internet. Și pe ei salutăm, le spunem că iubim și chiar dacă ne despar distanțe mari sau mici, în Duhul suntem una, Dumnezeu să ne binecuvinteze. În această seară vreau să spun cuvântul din Scripturi în legătură cu întrebarea aceasta care a fost pusă Domnului atunci, o întrebare care în vremurile acestea de criză poate fi repetată de mulți dintre noi. Textul pe care l-am citit vorbește despre un moment delicat de vulnerabilitate, de criză, din viața lui Ioan Botezătorul. El a fost unul dintre mari bărbați ai lui Dumnezeu, un om care stă între cele două testamente. Însă starea lui de criză și de nesiguranță, de dezamăgire prin care trece, este pentru noi un semnal de alarmă, ne surprinde și în același timp ne sperie. De ce ne surprinde și ne sperie? Dacă un bărbat ca Ioan Botezătorul a ajuns într-un moment de criză și de dezamăgire să nu mai știe sigur dacă Iisus este Hristosul, imaginați-vă cât de vulnerabili suntem noi să ajungem în același punct. Poate că ai fost un om puternic, sănătos, ți-a mers bine și dintr-o dată a venit o nenorocire, un necaz, o criză peste viața ta. Și te miri că Dumnezeu nu intervine. Și în această situație care se prelungește, care nu are sfârșit, te întrebi: ce se întâmplă cu Dumnezeu? Am auzit despre frații din România, despre fratele Bradin și despre alții, cum se rugau și până dimineața Domnul le răspundea: ce se întâmplă cu mine? Criza în care sunt e așa de mare, mâine trebuie să plătesc datoria la bancă și nu am bani.
unde este Dumnezeul meu care mi-a spus că mama să uite de mine? El nu va uita. Unde-i Dumnezeul meu acum? Căruia dintre noi iar ajunge un Dumnezeu care e cu tine doar când ești bine, sănătos și puternic? Și când ești singur, când ești amărât, când ți se termină banii și când ajungi la colț, Dumnezeul acesta să fie surd? Cui ar trebui un astfel de Dumnezeu? Într-o astfel de situație ajunge bietul Ioan Botezătorul. Și în situația aceasta de criză, omul acesta nu mai face față presiunii din inima lui. Și atunci se dezechilibrează spiritual și pune întrebarea aceasta care demască îngrijorarea, dezamăgirea și frica lui. Întrebarea lui este: tu ești? Dar de fapt întrebarea adevărată era următoarea: dacă tu ești, de ce taci? Dacă tu ești, de ce nu-mi dezlegi lanțurile? Tu știi de ce sunt aici. Eu n-am făcut niciun rău. De când m-a făcut mama te urmez? De ce mă lași aici? Eu nu te pot servi în locul ăsta. Ce se întâmplă cu tine? De ce taci? Unde ești? În textul pe care l-am citit, versetul dinainte, 17, spune așa: vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și în împrejurim. Care veste? Vestea că tocmai a vindecat copilul ofițerului roman și tocmai a înviat copilul văduvei din orașul Nain. Și aceste minuni ieșite din comun au ajuns la urechea lui Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul s-a comparat cu ofițerul și în mintea lui s-a gândit așa: ăsta este un netăiat împrejur și Iisus îi vindecă copilul, iar eu, cel care i-am pregătit misiunea, zac aici în pușcărie și nu-i pasă de mine. Nu-i trece prin cap că nu e el. Apoi s-a gândit: a înviat din morți copilul la văduva asta, iar pe mine, robul lui, vărul lui, mă lasă în pușcărie, m-a uitat aici. Ce se întâmplă cu Iisus? Poate că nu e el. Frați și surori, dincolo de perdeaua aceasta frumoasă care acoperă anumite slăbiciuni, frici, temeri din interiorul nostru, dincolo de perdeaua aceasta există o inimă de om. O inimă de om care plânge după o soție care bate în mod repetat și inutil la ușa ambasadei din București. O inimă de om care plânge după banii cheltuiți pe avocați și problema este poate mai gravă decât la început. O inimă de om care se uită după copilul care în loc să se facă mai de treabă se face mai rău. O inimă de om care își pierde sănătatea, își pierde jobul, își pierde bruma de economie pe care a avut-o și se gândește: ce să fac eu în țara asta singur? N-am insurance, asigurare medicală sau altceva. Și tot felul de alte crize pe care probabil eu nu le anticipez, acum nu-mi trec prin cap, pot să se cuibărească în inima și în casa dumitale și să vii la adunare cu inima moale ca apa. Și să te întreb: Doamne, m-am rugat și duminica trecută, m-am rugat și anul trecut și nu-mi spui nimic. E cerul închis, e de plumb, ca pe vremea lui Bacovia. Doamne, nu-mi dai niciun semn de viață. Ce se întâmplă? Frații mei, trebuie să acceptăm că mulți dintre noi, foarte probabil că sunt acum aici și sunt dezamăgiți, sunt loviți și nu mai pot să facă față acestor lovituri sub greutatea cărora se prăbușesc în neputința omenească. Printr-o astfel de stare a trecut Ioan Botezătorul la un moment dat din viața lui. Și atunci n-a mai putut să țină întrebarea care pare hulă, nemulțumire și pur și simplu a vorbit exprimându-și gândurile și sentimentele. Tu ești? Dacă ești, fă ceea ce ai promis. Dacă nu ești, spune-mi măcar că o să aștept, o să aștept să vină Hristosul, Hristosul care ascultă rugăciunea. Seara asta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră această parte a existenței noastre.
Am împărtășit mesajul acesta într-o mare măsură cu tinerii în campul care tocmai a avut loc și Domnul mi-a pus pe inimă să-l spun bisericii. Pentru că trecem prin vremuri sau trecem prin împrejurări care unora dintre noi nouă ne moaie inima și s-ar putea să ajungem la disperare, la capătul puterilor și să nu mai știm ce să mai credem despre Dumnezeu, despre care noi avem o părere și El este diferit de părerea noastră, despre care noi avem anumite așteptări pe care El nu le împlinește. De ce nu vine El în ajutorul meu? De ce lungește suferința mea, că-s doar om? De ce nu se îndreaptă odată înspre furtuna aceasta să mai repete odată cuvintele care le-a spus cândva? Taci, stop, gata, ți-ajunge. Sunt aici oameni care gem și gemătul acesta este provocat sau poate fi provocat de tot felul de cauze. În seara aceasta vreau să vă spun că nesiguranța aceasta a lui Ioan, este Hristosul sau nu este Hristosul, este expresia dezamăgirii care bântuia sufletul lui. Iar această dezamăgire este expresia unor așteptări neîmplinite. Iar aceste așteptări neîmplinite, și acum am ajuns la capătul firului, sunt expresia neglijării voiei lui Dumnezeu și concentrării pe propria voie. Nu există un pericol mai mare pentru un om al lui Dumnezeu decât să confunde voia lui cu voia lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta s-a întâmplat cu Ioan, mă întreb, nu se poate întâmpla și cu mine? Nu se poate întâmpla și cu dumneata? Viața poate fi normală sau atunci când ajungem la marginea din dreapta sau din stânga, poate ajunge la extrema. Extrema din dreapta, extrema succesului, a celebrității, a faimei. Și să știți că este foarte greu să fii celebru și să rămâi credincios. Cei care n-ați fost niciodată pe aici, nu vă imaginați cât de greu e. E foarte greu să fii bogat și să administrezi banii după voia lui Dumnezeu. E foarte greu să fii puternic și să-ți administrezi influența după voia lui Dumnezeu. E foarte greu să fii deștept și să-ți administrezi capacitatea aceasta intelectuală după voia lui Dumnezeu. Foarte greu. Dar există și limita din stânga, limita falimentului, limita singurătății, limita încercării care nu mai are capăt. În aceste două extreme, de dreapta, succesul, și de stânga, falimentul, omul devine vulnerabil și oricine este el se confruntă cu riscul să se dezechilibreze spiritual, apoi moral și apoi comportamental și să facă lucruri pe care într-o situație de normalitate nu le-ar fi făcut. Când voi ajunge la sfârșitul predicii, te voi întreba următoarele lucruri. Cum faci față succesului? A doua întrebare, cum faci față falimentului? Și a treia întrebare, cum faci față planului lui Dumnezeu, care este diferit de planul tău și tu ai crezut că acesta este planul lui Dumnezeu, ca și Ioan Botezătorul? Marea lui problemă a fost următoarea. Și-a făcut un plan, a avut niște așteptări și s-a speriat că Dumnezeu nu gândește ca el. Aceasta este situația multora dintre noi. Ajungem să cârtim. De ce sunt eu bolnav, Doamne? De ce trebuie să mor? De ce trec eu prin necazuri? De ce trebuie să mănânc pâinea plângând? De ce nu mai sunt în sfârșit odată lăsat în pace? Să mă bucur și eu de viață și de familie? Este o întrebare care se repetă în mod obsedant. În fiecare zi de cel puțin 6 miliarde de ori. Lucrurile acestea se pot întâmpla și cu noi, după cum s-au întâmplat cu viteazul lui Dumnezeu din vechime, cu Ioan Botezătorul, din următoarele motive. Am să spun câteva motive care explică falimentul lui Ioan, criza în care a ajuns
Și nesiguranța aceasta dacă este sau nu este Hristosul. O viață lipsită de siguranță e o viață chinuită, o viață fără pace și fără liniște. În primul rând, Ioan a ajuns aici datorită unei autoevaluări exagerate, adică unei păreri despre sine exagerate. Autoevaluare înseamnă te evaluezi pe tine însuți. Priviți că omul acesta avea motive să se autoevalueze așa, fiindcă venea din părinți recunoscuți de Evanghelie, sfinți și chiar celebri. El nu venea din orice familie. Toată copilăria mea am avut probleme cu imaginea părinților mei. Când am avut vârsta de 6 luni, au divorțat. Unul s-a dus pe un drum, altul pe altul și eu am rămas undeva în urmă, al nimănui. Și 2 bunici de 60 de ani și-au făcut timp de mine. Și toată copilăria mi-a fost rușine. Când mă întreba cineva, al cui ești? Mă credeți că nu știam să spun al cui sunt? Spuneam al lui Florea Mițoi. Și cine e Florea Mițoi? Nici eu nu știu cine e Florea Mițoi. Vă puteți imagina ce era în sufletul unui copil când nu știa să spună cine-i tatăl lui? Am avut mari probleme toată copilăria mea cu asta. Nu m-am putut mândri cu tata și cu mama. N-a fost un reper de care să mă agăț cu existența mea de copil, cu care să mă laud, cu care să mă apăr. Copiii din jurul meu știau asta și puteau liniștit să mă lovească când doreau ei, pentru că eu nu puteam să chem pe tata, pentru că degeaba îl chemam, că nu m-auzea. El era prea departe ca să mă audă. Ioan Botezătorul însă, când spunea al cui copil este, toți oamenii spuneau, oh, tu ești copilul lor, îi știu, am auzit de ei, preoții lui Dumnezeu, oameni sfinți și neprihăniți. Apoi, Ioan Botezătorul a fost născut în urma unei minuni, vine un înger al lui Dumnezeu, la o familie care, din punct de vedere al vârstei biologice, era prea în vârstă ca să mai poată avea copii. Și atunci îngerul lui Dumnezeu, ca odinioară lui Manoah, părinții lui Samson, îi spun, vrem să vă dăm un copil pe cale supranaturală. Trebuie să nu consumați alcool, să nu mâncați carne necurată, pentru că acest copil care se va zămizli în pântecele tale, va deveni un bărbat special. Ioan a aflat că e special. E bine să fii special, dar când afli, e complicat. E bine să fii deștept, dar când afli că ești deștept, e complicat. E bine să fii pocăit, dar când îți intră asta în cap și te mândrești cu pocăința, e ca și cum te-ai mândri cu nepocăința. Apoi era vărul Mântuitorului. Cum ți-ar fi astăzi dacă ai fi vărul lui George Bush? Nu ești sincer dacă spui că nu te interesează treaba asta. A fost născut ca o soluție la problema națională. Problema aceasta națională era veche. 4.000 de ani probabil, undeva într-o grădină pierdută, încuiată pentru oameni, a fost rostită o profeție din gura Dumnezeului cea lui preanalt. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie șarpe, între sămânța ei, sămânța fecioarei neprihănite Maria, care este Iisus, și între sămânța ta. Această sămânță îți va zdrobi capul. A venit vremea să se întâmple. A durat aproximativ 4.000 de ani. Și acum la această problemă națională, la această problemă profetică, Ioan apare ca soluția, ca omul care deschide ușa să vină Mântuitorul în lumea celor păcătoși care urmau să meargă în ea datorită păcatelor lor. Și apare el să spună, atențiune, atențiune, vine Mântuitorul! Ce onoare! Să pregătești intrarea regelui, ce onoare, ce oportunitate! El a apărut în existență ca o soluție la o problemă, nu ca o problemă la o soluție. Apoi, el a fost deosebit de toți ceilalți oameni.
Fii sincer. Atunci când te întâlnești cu un om care nu se roagă și tu te rogi, nu e așa că te simți mai credincios decât el? Când te întâlnești cu cineva care înjură și dumneata nu înjuri, nu e așa că te simți mai bun? Omul ăsta trăia într-o stare de austeritate, adică nu mânca decât lăcuste, miere sălbatică. Alimentația lui era extrem de săracă. Vestimentația lui era extrem de modestă. O haină făcută din păr de cămilă. La mijloc era încins cu un brâu de curea. Omul acesta era la limita modestiei, trăia undeva în pustie. Condițiile erau extrem de precare. Se mulțumea cu atât de puțin încât că aproape se mulțumea cu nimic. Credeți că atunci când se confrunta cu cei care aveau de toate, nu avea sentimentul că e mai bun decât ei? Ba da. Nu-i trecea prin cap că e mai sfânt decât ei? Ba da. Nu numai asta, dar el știa ce spunea Domnul Iisus Hristos. E cel mai mare om născut din femeie. Noi toți suntem egali. El însă a fost mai mare decât toți oamenii născuți din femeie. Apoi l-a botezat pe Iisus. Vă puteți imagina ce onoare să-l boteze pe Iisus? Zilele trecute am avut sărbătoarea de aniversare, 25 de ani, și într-un fel, pe lângă bucuria pe care am experimentat-o, că ați fost așa de generoși cu mine și cu Carmen, cu soția mea, mi-a făcut o bucurie, n-am cum să vă mulțumesc, sunteți minunați, dar pe undeva mi-a trecut prin cap următorul gând. Și oamenii aceștia, fiecare dintre ei, au trecut sau vor trece pe la 25 de ani de aniversare și n-au avut posibilitatea să se spună nimic despre ei. Și doar pentru faptul că nu-s păstori seniori. Și am zis, ce onoare pentru mine. Cum să răsplătesc pe Domnul și oamenii aceștia pentru harul acesta pe care nu-l merit? Nu sunt un om special cu nimic, sunt unul ca dumneavoastră. Dar datorită poziției, datorită chemării lui Dumnezeu, ați fost generoși cu mine. Credeți că pentru mine n-a însemnat nimic lucrul ăsta? Mai mult de atât, omul ăsta avea ucenici. Știți câte persoane aveau ucenici în Israel? Erau două școli de gândire. Era Iisus și el. Era respectat de guvernator. Scriptura ne spune că Irod îl respecta pe Ioan Botezătorul și se temea de el, fiindcă vedea în el omul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri au creat în mintea lui o anumită intensitate de valoare de sine, o anumită părere despre sine. El s-a autoevaluat în funcție de aceste realități. El a avut despre sine o anumită părere, părere care a venit din factorii propuși mai devreme. Să știți că evaluarea, autoevaluarea lui Ioan a fost exagerată. În al doilea rând, pe lângă această autoevaluare care a făcut-o cu o inimă de om, Ioan a avut și el așteptări, însă așteptările lui au fost în funcție de locul unde s-a așezat ca și valoare de sine, în urma autoevaluării. Eu vreau să fiu tratat în funcție de poziția pe care o am, nu de poziția pe care nu o am. Ioan a vrut să fie tratat în funcție de poziția care o avea. Vărul Mântuitorului, înaintea mergătorului Iisus, părinți celebri, om sfânt, extraordinar și toate celelalte. Așa s-a gândit el, că la nivelul acesta o să fie tratat de Dumnezeu și de oameni. Observați că așteptările lui au fost înșelate. Însă înainte să vorbesc despre așteptări înșelate, al doilea lucru, mă uit la dumneata și spun o singură întrebare. Ce părere ai despre tine însuți? Poți să fii sincer? Eu știu din experiența vieții că foarte puțini oameni au despre ei înșiși o părere mai mică decât se cuvine. Numai o suferință adâncă poate coborî valoarea de sine a unui om.
Însă succesul, banii, realizările vieții, faima, toate celelalte ridică valoarea de sine până când devine exagerată și ireală. Dacă ați avea puterea duhovnicească să vă măsurați cinstit în interiorul dumneavoastră cu privire la acest aspect al vieții, ar fi un mare câștig. Așteptări înșelate, în al doilea rând. Așa cum anticipam în introducere, el a auzit despre niște minuni făcute de Domnul Iisus imediat înainte să facă această întrebare și atunci și-a zis: pe niște străini îi ajută, iar pe mine, vărul lui, asociatul lui, partenerul lui, omul lui Dumnezeu, Tatăl din ceruri, pe mine mă lasă închis în pușcărie? Apoi el s-a gândit: eu am predicat unui rege imoral. Regele căruia el îi predica era unul dintre cei trei frați. Unul dintre cei trei frați i-a luat nevasta fratelui său, pe Irodiada. I-a luat nevasta lui Filip, care era frate. Și acești amândoi bărbați, frați de corp, s-au certat pe o femeie, pe o nevastă. Și ăsta acum trăia cu această femeie și Ioan, omul lui Dumnezeu, s-a dus la el și i-a spus: ce faci tu? E împotriva lui Dumnezeu din ceruri. Pe lângă faptul că omul acesta se temea de el, în inima lui a fost indignat că, în ciuda conflictului care l-avea cu fratele său, în familia lor era o mare problemă. Acum vine și sfântul ăsta și îl condamnă, îi reproșează. Sigur că s-a enervat ca un om care are putere. Însă Ioan s-a bucurat că a avut îndrăzneala să-l mustre pe rege. Și s-a gândit el: Dumnezeu din ceruri nu mă vede că mă pun în risc pentru el? Rămâne surd la nebunia credinței mele, care o fac doar ca să cinstesc numele și adevărul lui? A apărat principiile învățătorului. El a văzut linia pe care merge Domnul Iisus Hristos și s-a asociat imediat acestei direcții spirituale. S-a întrebat el: Irod este mai tare decât Iisus? Iisus nu mă poate elibera de aici, din pușcărie? Ce să crede despre el? Eu am crezut că el domine, că el controlează, că el e Dumnezeu în cer și pe pământ. Aduceți-vă aminte de Naaman. Vine la omul lui Dumnezeu în Israel și omul lui Dumnezeu îl primește, ne ținând cont de funcția lui, că Dumnezeu nu se uită la epoleții nimănui. Pe Dumnezeu îl interesează un singur lucru: omul, nu epoleții. Epoleții sunt, au influență între noi, nu între noi și el. Și Naaman este indignat de felul cum îl tratează Elisei și spune: eu credeam că va veni la mine, va veni înaintea mea, mă va primi ca pe un ministru de război, își va pune mâna peste mine, va spune abracadabra, ceva special, îndată lepra va cădea de pe corpul meu, voi avea pielea ca un copilaș sănătos. Așa da, asta am așteptat de la omul meu. Nu îmi vine și îmi spune mie: du-te și bălăcește-te în Iordan de câteva ori. Păi tu ai impresia, mă omule, că în țara mea nu sunt ape? Așteptări înșelate. Naaman a venit în Israel și el a avut niște așteptări și credea că omul lui Dumnezeu o să facă cum așteaptă el. De foarte multe ori, dezamăgirea noastră nu este cinstită și obiectivă, pentru că încercăm să-i obligăm pe oameni să se comporte cum vrem noi, dar nu-i cinstit așa. Nu pot juca oamenii cum ne place nouă și nici Dumnezeu. Sunt oameni care își fac anumite așteptări cum să fie ei tratați și dacă nu te ridici la nivelul acesta de catifea, dintr-o dată oamenii aceștia simt că sunt dezamăgiți și așteptările lor sunt neîmplinite, înșelate, și atunci suferă. Exact așa s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul. Întrebarea lui a fost în funcție de așteptările lui, nu în funcție de realitate.
Întrebarea lui a fost în funcție de așteptările lui, nu în funcție de realitate. Nimeni nu l-a mai întrebat pe Iisus asta decât Ioan. Tocmai Ioan. Pentru că Ioan avea anumite așteptări și el nu a lucrat în funcție de realitate, ci în funcție de lumea ireală din mintea lui. A spus el, e omul lui Dumnezeu în pușcărie? Omul lui Dumnezeu trebuie să fie scos imediat din necaz. Omul lui Dumnezeu trebuie să fie neapărat. Păi, mi-aduc aminte de Daniel. A venit Dumnezeu și a spus leului, nu te atingi de el, ok? S-a dus la foc și a spus, fii atent, n-ai nicio influență asupra lor, ai înțeles? S-a dus la mare și mai târziu la Iordan și a spus, nu cumva să te atingi de evrei. Și când au intrat egiptenii, a spus, înghițiți-i. Ioan Botezătorul avea aceste repere în mintea lui. Și când suferința lui s-a prelungit în mod nejustificat, a intrat în criză, dezamăgit de nesiguranța din inima lui. Pentru că el avea următoarea așteptare. Iisus vine astăzi. Și când n-a venit, dintr-o dată s-a îndoit. De ce? Și-a făcut un plan. El n-a spus, Iisus vine când vrea el. El a spus, Iisus vine astăzi. I-a făcut un program lui Dumnezeu și Dumnezeu n-a intrat în programul lui. Și atunci el a fost dezamăgit, nu de Dumnezeu, ci de programul lui. Frați și surori, nu știu dacă acceptăm în seara aceasta să prindem ideea. De foarte multe ori ne facem programe și agende în funcție de binele nostru, în funcție de confortul nostru, în funcție de visele noastre. Și când Dumnezeu nu vrea să intre și să ștea în programul nostru, în agenda noastră, și nu vrea să ștampileze cecul ăsta în alb, noi ne enervăm. Și spune mie, Doamne, care am făcut atâtea și atâtea pentru Tine, și luăm decizii, nu mai merg la adunare, nu mai cânt, nu mai predic, nu mai slujesc, nu mai fac, nu mai dau, lasă să ducă casa lui Dumnezeu să stea fără banii mei și fără implicația mea. De parcă dacă mor eu nu mai există biserică și nu se mai învârte pământul. Dar în momentul ăla de criză, de micime spirituală și sufletească, așa gândim. A doua mea întrebare către dumneavoastră acum când trec la punctul 3 este următoarea. Sunteți siguri că agenda dumneavoastră este cea pe care a avut-o Iisus? Dar mă veți întreba, frate Luigi, care e agenda lui Iisus? Ascultați-mă bine acum. Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Poți să spui când treci prin suferință, Doamne, dacă Tu crezi că mai am nevoie de suferință, te rog frumos să o prelungești. Poți să spui, Doamne, dacă Tu crezi și urmează ceva grav, dacă Tu crezi că am nevoie de cursul ăsta, te rog frumos să mi-l dai, să se facă voia Ta. Poți să spui asta? Om al lui Dumnezeu, viața nu-i doar catifea, viața nu-i doar sănătate, bani, voie bună și vacanțe. Uneori, viața înseamnă criză și o agendă care nu se mai împlinește. Cât de credincios ești atunci? A doua mea întrebare este următoarea. Care ți-a agenda? Și ce vei face dacă Dumnezeu nu este de acord cu agenda dumitale? Ce vei face? Știi ce a făcut Iona? S-a enervat. Și a venit Dumnezeu și l-a întrebat, încercând, așa cum e Dumnezeu delicat, să-i atragă atenția. Mă, omule, bine faci că-ți dai în petec? Da, bine fac. Și vrei să continui? Da, vreau să continui. Era mânios omul. De ce? Pentru că el care a făcut isprava asta și a salvat sute de mii de oameni, zeci de mii de oameni, acum Dumnezeu nici măcar un pomișor nu poate să țină deasupra lui. Dar băi, frate, nici atâta nu face Domnul pentru mine. Ca Samson când n-a avut apă, Doamne, păi iartă-mă, Tu mie nu-mi dai apă. Păi eu sunt oricine, eu-s Viorel Ozleanu eu. Iartă-mă, Viorel. De multe ori gândim așa. De multe ori gândim așa. Noi intrăm într-o groapă pe care ne-am săpat-o cu mâna noastră. Pentru că ne-am făcut vise de catifea și dacă Dumnezeu nu ni le împlinește, ne enervăm. Și dăm vina pe Domnul. Frați și surori, dacă El este stăpânul, vă rog frumos să-I dați agenda. Uite-te un pic la mine. Dacă El este stăpân, te rog frumos să-I dai agenda.
și să-i spui așa: Doamne, dacă vei vrea să trăiesc mâine, scrie pe unde vrei să merg mâine. Dacă vrei să trec prin suferință, ajută-mă să slăvesc numele Tău. Dacă vrei să trec prin încercare, ajută-mă să slăvesc numele Tău. Dacă vrei să trec prin necaz, ajută-mă să slăvesc numele Tău. Și dă-mi putere să nu cârtesc, Doamne. Sigur că angajamentul e ușor de făcut, dar e greu de împlinit. Însă dacă nu-l faci, nici nu-l vei împlini. În al treilea rând, el a avut informații insuficiente. Pe lângă o autoevaluare exagerată, pe lângă așteptări înșelate, în al treilea rând, a avut informații, dar insuficiente. Ce informații a avut Ioan? Scrie în carte: a auzit că Iisus vizitează pe farisei și are părtășie cu ei în casele lor. Și Ioan și-a pus mâna în cap și a zis: Iisus m-a trădat. Păi eu când m-am întâlnit cu fariseii, le-am spus așa: mă pui de năpârci! Eu am tunat și am fulgerat împotriva fariseilor. Și acum Iisus se duce la farisei în casă. Nu știu ce să mai cred. Ce-i cu Iisus ăsta? M-a băgat pe mine, m-a pus pe mine într-o stare de conflict cu fariseii, mi-a spus mie: Ioane, fii dur! Și ia-te la el! Nu știu ce să mai cred! Vă puteți imagina în ce situație a fost Ioan? El a știut că fariseii sunt niște ipocriți. Și s-a comportat față de ei ca față de niște ipocriți. I-a îndemnat la pocăință în mod direct. Și acum Iisus se duce și mănâncă cu ei. Se bagă în case la ei. Și ăștia îi întind mese mari, luxoase. Și Ioan spune: eu am mâncat miere de albine, eu am stat în pustie singur, cuc. Nu mi-a păsat, n-am avut parte de niciun pic de confort. Și ia uite-te acum la Iisus că se bagă în casele fariseilor. Ce să cred despre el? Câtă luptă este în mintea unui om? Cât de tentant este să invidieze, să nu înțeleagă, să nu accepte? Câtă frământare este într-o inimă de muritor? Mai mult de atât, aude că Iisus se întâlnește cu cei bogați, mănâncă cu ei, are părtășie cu ei. Primii erau cu probleme religioase, cei de categoria numărul 2 era cu probleme materiale. Și Ioan nici asta n-a înțeles. El a știut în ce condiții de austeritate a trăit el. Și acum Iisus se întâlnește, dă mâna cu cei bogați și cu ipocriții. Ce se întâmplă cu Iisus? Nu mai e fidel cauzei. Nu se poate, înseamnă că nu e el. Păi Iisus cu farisei și cu bogații n-are nicio legătură. Trebuie neapărat să-l întreb, că nu se poate. Tu ești sau nu ești? Dacă ești, de ce faci treburile astea? Că eu știu că tu n-ar trebui să faci așa. Nu farisei, nu bogați. Fratele fiului risipitor, cel rămas acasă, într-o zi se întoarce de la lucru și aude muzică, dar muzică de asta de sărbătoare, de petrecere. Și cheamă imediat un angajat și spune: băi, ia vină coace. De ce cântă lăutarii la noi acasă? De ce cântă muzică? Și ăla îi spune: domnule, păi e petrecere. Petrecere? Dar eu nu știu de petrecerea asta. Cine a organizat-o? Stăpânul. Wow, tata, dar de ce? Păi s-a întors fratele tău acasă. Fratele meu? S-a întors derbedeul? S-a întors ăsta care a cheltuit averea lui tata? S-a întors vagabondul ăsta acasă? Păi ăsta când se întoarce acasă, tata îi dă banchet? Păi banchet merită ăsta! Păi ăsta trebuie bătut până scos bani din el! Nu se poate, ceva e în neregulă cu tata! Avea dreptate? Pe de o parte da, dar pe de altă parte nu. De ce? El nu știa că fratele lui se pocăise. El îl judeca pe fratele lui în funcție de trecut. Dar fratele lui venise la tatăl său și spusese așa: tată, eu nu mai mă pot chema fiul tău, că sunt nemeritos și rău. Primește-mă ca pe o slugă, aceasta mi-e dorința. O dorință modestă a unui om care s-a pocăit. Dar fratele său n-a știut că s-a pocăit. El îl știa mândru și arogant ca o dinioară: dă banii tată că am treabă. Dar fratele lui nu mai era așa, însă el nu știa.
Și el a crezut că știe și l-a tratat pe fratele său în funcție de trecut, nu în funcție de prezent. Uite-te un pic la mine. Când judeci pe cineva, ești sigur că ai toate datele problemei? Mai uite-te încă o dată la mine. Când judeci pe cineva și n-ai calitatea să o faci, că unul singur are dreptul să judece, ești sigur că ai toate datele problemei? Ai auzit o jumătate de propoziție rostită pe la Home Depot sau la Starbucks și te-a pus să-ți bazi gura cu privire la frați și la surori, nimicind oameni care au nevoie de rugăciune și de ajutor, nu de critică și de dispreț. Te superi că Dumnezeu iartă pe cineva, dar cum să nu ierte dacă s-a pocăit? Te superi că Dumnezeu binecuvintează și ajută și lasă pe alții să trăiască timp în care dumneata crezi că ar trebui omorât, pentru că dumneata nu știi că s-a pocăit, nici nu-i geabul dumitale să-și dei. Frați și surori, lăsați-mă să vă pun a treia întrebare. Cum îi judecați dumneavoastră pe frați și pe surori? Sunteți siguri că aveți toate datele problemei? Omul ăsta a avut informații, dar insuficiente. Și pentru că a avut informații insuficiente, l-a calificat pe Iisus nu în funcție de cum era Iisus, ci în funcție de cum cunoștea el că este Iisus. Însă Iisus nu era cum știa el, Iisus era Iisus. Aș vrea să închei spunându-vă cel de-al patrulea lucru pentru care eu cred că Ioan a ajuns în criza asta, o criză în care poate ajunge fiecare dintre noi din nefericire. Pe lângă autoevaluare exagerată, așteptări înșelate, informații suficiente, Ioan face o interpretare greșită. Aduceți-vă aminte că în Matei capitolul 3 există un text biblic care este prezentarea predicii lui Ioan Botezătorul. Știți ce a crezut omul ăsta? Omul ăsta a crezut că în generația lui, se vor împlini toate profețiile biblice. Uitați ce spune el, el spune asta cu gura lui. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. 2. Iisus are lopata în mână și își curăță aria imediat. Adică își curăță holda, pământul pe care a semănat. 3. Grâul strânge și îl pune în grânar, în hambar. Dar acum face asta? E iminent, în generația asta. 4. Pleava la foc cu ea. Pleava la foc. El a crezut că lucrul ăsta se va întâmpla atunci. Nu mai urmează încă generații și generații. El a crezut că atunci. Și a fost aspru pentru că așa a crezut. El a avut o interpretare greșită, iminentă, urgentă a Scripturilor. O interpretare care elimina bunătatea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și cu privire la noi. Concluzii. Indiferent cât de mare e lucrarea pe care o facem, rămânem doar oameni. Oricât de mult și de puternic s-a folosit Dumnezeu de noi ieri sau astăzi, rămânem oameni. Oricât de frumos cântă cineva, predică, conduce sau face altă lucrare spirituală, lucrări profetice, rămânem doar oameni. De aceea Domnul spune, blestemat să fie omul care se încrede în om, într-un muritor. Condiția umană este foarte limitată și vulnerabilă. Și limitele acestea sunt la succes mândria, la dezamăgire falimentul, criza, cârtirea. Aduceți-vă aminte de Adam, că a stat în grădină și Dumnezeu îi spune, tu ești un administrator, să nu te atingi de pom. Eu sunt stăpânul grădinii și îți spun, de tot te poți atinge, dar de pomul ăsta nu. Adam uită că este administrator, se consideră un stăpân pentru că tot făcea treabă prin grădină și se atinge și de pom, pentru că stăpânul face ce vrea. Nu mai e ca administratorul asta, da și asta, nu, selectiv. Stăpânul face ce vrea și Adam se comportă ca un stăpân, nu ca un administrator. Care este consecința?
Spuneam cândva în timpul predicii că la sfârșit o să vă pun 3 întrebări. Întrebări pe care vi le-am pus deja de câteva ori până acum. Însă acum în încheiere le repet. Cum faci față succesului? Ce faci în succes? 2. Cum faci față falimentului, dezamăgirii, agendei neîmplinite? Cum te comporți? 3. Ce faci atunci când planul pe care ți l-ai făcut e diferit de planul lui Dumnezeu? Ai puterea să te muți de la planul dumitale la planul lui Dumnezeu? Sau rămân la planul dumitale încercând să-l împlinești cu sau fără voia lui Dumnezeu, cârtind, fiind nemulțumit și dând vina pe oameni, ca Adam, pe Eva și Eva pe șarpe? În Matei, în capitolul 14, versetele 12 și 13, este aici un text biblic de o duioșie și de o sensibilitate fără precedent. În capitolul 14 este prezentată tăierea capului lui Ioan Botezătorul. După ce am citit ce s-a întâmplat cu Ioan, am citit versetele următoare și am vrut să văd ce spune Evanghelia că a făcut Iisus când a auzit asta. Și inima mi s-a umplut de bucurie și de lumină. Uitați de ce. Iisus, când a auzit vestea asta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Dintre toți locuitorii Israelului, știți câți s-au mai dus singuri la o parte într-un loc pustiu să plângă, să se roage în memoria acestui bărbat? Nici unul. Ori de câte ori ești dezamăgit, Iisus se duce la o parte. Ori de câte ori plângi, Iisus se duce la o parte. Ori de câte ori oamenii te lovesc cu piciorul ca pe un gunoi, din dispreț sau din neștiință, Iisus se duce la o parte. N-are nicio importanță ce face tata sau mama. Nu are nicio importanță ce fac frații și surorile. Singura speranță a unui muritor sfințit prin sângele lui Iisus este Iisus, care se duce la o parte și se roagă și mijlocește și poartă grija mea și grija ta. Dacă vremurile acestea, tânăr sau bătrân, frate sau soră, dragul meu prieten, prezent sau online, treci printr-o situație de criză, te simți singur, îndatorat, amărât, lovit de necazuri, ascultă-mă, în clipa aceasta împreună cu tine, Iisus este la o parte ca să se roage și să stea împreună cu tine în situația prin care treci. Să nu te sperii că nu ești singur. Să nu te temi că nu ești singur. Oamenii se distrează și nu-i interesează că tu plângi. Că așa e omul născut din femeie. E carne păcătoasă. Dar Iisus, care e din slavă și în a căror palme sunt semnele iubirii pentru tine, ori de câte ori treci printr-un necaz, ori de câte ori treci printr-o nenorocire, puneți în minte următorul adevăr: atunci când vei trece, va avea valoare. El se dă la o parte, pentru ca acolo la o parte, singur, să se roage pentru tine, să mijlocească și să te protejeze și să te binecuvinteze. Nu poți avea încredere în lumea aceasta. Nu poți avea încredere în sistemele ei. Nu poți avea încredere în nimic din ce este făcut de om. Singurul care reprezintă fidelitate și reper este Dumnezeu. Dacă te bazezi pe El, El îți va fi tăria și ajutorul. Cu El vei ajunge la capăt, dar cu oamenii niciodată. Vreau în această seară, dragul meu, să te invit la rugăciune. Și m-am bucurat când Domnul mi-a pus mesajul acesta pe inimă, ca să ți-l aduc ca o soluție din partea lui Dumnezeu și să-ți spun următoarele lucruri. Să știi că crizele sunt normale în viața unui om, chiar dacă noi le privim anormale. Suferința, necazurile vieții, problemele, dificultățile, chiar dacă ele nu sunt în agenda noastră, că noi ne facem agenda cu râs, nu cu plâns, cu bani, nu cu datorii, cu sănătate, nu cu boli, cu tinerețe, nu cu bătrânețe, cu viață, nu cu moarte, așa ne facem noi agenda. Dar uneori viața are un curs diferit de agenda noastră și realitatea nu e agenda, e viața. În clipa aceea, nu te uita unde sunt oamenii. Nu te uita nici la agenda, uită-te unde e Iisus. Ascultă-mă,
El este la o parte pentru tine. El este la o parte special pentru tine. În seara aceasta, noi amândoi vom pleca acasă liniștiți. Știi de ce? În situația în care sistemul bancar al Americii nu se va putea reabilita în timp, așa cum doresc eu, după agenda mea, ceea ce mă mângâie este că Iisus nu-i depășit. El este la o parte, El mijlocește pentru mine. El e prietenul meu, El e Domnul meu, El este viteazul, El este leul din Iuda, El e învingătorul, El este la o parte pentru mine și pentru familia mea. Când va veni noaptea și voi ajunge acasă, o să-mi pun capul acesta liniștit pe pernă și o să dorm ca și cum n-am nicio grijă, ca și cum n-am nicio datorie, ca și cum n-aș avea niciun cent datorie la bancă. Așa am să-mi pun capul pe pernă și am să dorm, pentru că Iisus este la o parte pentru mine, să mijlocească pentru mine și pentru problemele vieții mele. Întărește-te și îmbărbătează-te, pentru că Iisus luptă pentru tine. Întărește-te și îmbărbătează-te, Iisus este de partea ta. Pocăiește-te și alipește-te de voia lui Dumnezeu. Dă-ți la o parte agenda și spune: Doamne, voia ta, nu voia mea. În această seară vreau să facem două lucruri. Unu, asigură-te că ai puterea să-i spui lui Dumnezeu: nu voia mea, ci voia ta. Dacă vrei să te căsătorești, spune asta Domnului. Dacă vrei să începi un business, spune asta Domnului. Dacă treci printr-o suferință, spune asta Domnului. Indiferent în ce stare ești, spune asta Domnului. Asigură-te că îi spui cu gura aceasta din inimă, prin credință lui Dumnezeu: fă ce vrei, accept totul, chiar dacă mă doare, chiar dacă pierd, chiar dacă râd oamenii, nu mă interesează. Important este să mă privești cu bunăvoință și să te bucuri de mine. Important este să știu că ești la o parte pentru mine, Doamne, și că te lupți cu dreapta biruitoare pentru un om ca mine. Am fost păcătos, dar m-ai iertat tu și fratele meu râde de mine și spune: ce-l primești pe derbedeul ăsta? Dar derbedeul acesta a fost iertat de Iisus Hristos. Tu ești omul acela și eu sunt omul acela. Haideți să stăm în picioare înaintea Domnului și să ne închinăm, să ne rugăm, să plângem înaintea Domnului, să ne verificăm viața, să ne corectăm și harul Domnului să vină peste noi și să ne vindece. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.